Doamnă și domnule, bine vă regăsit! Am zis că hai să revenim la actualitatea românească. Asta spumoasă, balcanoid, spectaculoasă și extrem de. de... Cred că, totuși, Custurița ar fi trebuit să se nască în România. Și Bregovici ar fi trebuit să se nască în România. Pentru că, dacă există un loc în care balcanismul, într-adevăr, este pur, neatins, de nicio, de nicio pană, de, nicio, de niciun vânticel al modernității, aici e locul. Și nu spun asta ca să credeți că disprețuiesc România, din păcate. Cred că ar trebui să povestim despre ce ar trebui să facem ca să nu fie demnă de dispreț în România. Din păcate, nu facem. de am zis sintagma asta. Demnă de dispreț, o țară poate fi în măsura în care liderii ei sunt demn de dispreț. Ca să înțelegem extrem de exact ce am vrut să spun. Și mă uit la tovarășul ăsta, ministru Alexe. Ăsta a pus ministrul mediului n-am înțeles de unde au apărut acum e și președinte la cji A ajuns într-o funcție în care n-a crezut niciodată. Și o să convins că nici măcar liberalii n-au crezut în el. Dar astea porcările de partid de 31 de ani în care vezi că județul meu a adus, au adus, niște voturi, vreau ministerul ăla. Da, dar și al meu a adus niște voturi, mie să-mi dai ăla altă. Nu se pune problema omului care preia conducerea unui minister, ci câte voturi a luat baronul care îl propune pe tovarășul X ca ministru. Și de acolo încep șmecheriile. Și tovarășul ministru, în 31 de ani, X ministru, s au obișnuit așa, bă, și așa partidul mă obligă să fac bani pentru campanie, pentru ăla, pentru ăla, pentru tot felul de sindrofii, pentru afișe. Păi fac atâta pentru partid, fac atâta și pentru mine. Alexe Săracu o căzut și el cu fundul în baltă, exact cum o căzut cățeluș cu părucreț. Ce avea ăștia cu tabla? Bă, înainte știam de epoca de aur. Acum e epoca de tablă. Alexe, 22 de tone de tablă de gard, să-și împrejmuiască nu știu ce. De asta înseamnă 100 și ceva de mii de lei. Bă, din 3-4 salarii îți luai tabla aia și nu mai avea nicio problemă niciodată. Erai un tip onest. Luai un împrumut din bancă. Doamne, mă duc, dați-mi vă rog 100 de mii de lei un miliard de lei vechi că vreau să iau tablă. Cât aveți salariu? Păi eu am salariu 20-25 de, de lei. Sigur că da. Vă dăm instantaneu la banii, la salariul ăsta. Dar nu. Îi... Știi ce-i rânced în lumea politică? În lumea politică e foarte rânced mândria aia de grup. Adică nu mai pare ceva bun, de povestit, de mândrit. Faptul că, uite, eu, ministru, am fost până la bancă, mi-au aprobat un credit și mi-am luat tabla de împrejmuire. Mândria este să vadă lumea că s-a descurcat. Băi, extra, băi, fii ce, ce descurcăreți băiatul ăsta. Asta este, mă, unii au noroc, alții n-au noroc. Înțelegi? Despre asta e vorba în, în, în povestea lui Alexe. Putea oricând să-și cumpere, dar nu. Ideea este să primești, mă, să capeți. Hai mă că te rezolvi eu, mă rezolv tu. Alexe, sunt curios, asta spun procurorii, sunt curios dacă Alexe, dus în fața judecătorilor, va primi o pedeapsă. Pentru că la ce au dat procurorii sau ce au ieșit din dosar, cerutatea tablă de aia cu tata, tablă de a tablă nu știu de care, tablă nu știu de care, deci așa, cu cerere, ca și cum trimiți pe EMAX, să cumperi nu știu ce. Dați-mi, vă rog, și tablă de asta, dați-mi și un șampon, dați-mi și mai știu eu ce. Îți ce pedeapsă va primi omul ăsta dacă judecătorii vor spune, da, ești vinovat. Va primi iarăși cu suspendare sau va primi trei ani și va face șase luni? Pentru că am un contraexemplu din lumea civilizată. Câțiva hoți și ăștia cu tabla, mă, avem noi o chestie cu tabla, ne-am venit din epoca de aur și hăpt în epoca de tablă. Câțiva hoți, români de ei noștri, au speriat. Anglia furând acoperișuri de tablă de pe biserici monument istoric. Acoperișuri de tablă. Paguba, dacă bine am înțeles, la 2 milioane de lire sterline. Aia înseamnă vreo 2 milioane jumate de euro. Tablă de plumb, care acolo de multe secole ziceau preoții, Domnule, de 800 de ani, de 1000 de ani au fost bisericile astea aici și nimeni nu a avut treabă. Și au venit și noștri și au zis cum adică, bă, dar rămâne atâta tabla acolo, păi tu știi că noi cu ferul, cu aurul, cu aur. Înțelegi? De ăștia, de la noi, românași de noștri, care s-au obișnuit să vadă în orice oportunitate. Bă, dacă ai studii, ești cercetător, ești medic, ești lăcătuș mecanic, ești tâmplar. În orice poți vedea o oportunitate. Un tâmplar poate să vadă o scorbură, uite cum a făcut Zacek nebunia aia și a văzut o oportunitate. Uite, i-am făcut la German pe bani, da? Un băruleț sau o masă sau ce-o fi. Da. Un zidar. În orice poate vedea o oportunitate. Bă, uite, nu lua rafturi de la de MDF, ai cărămidă de veche, cumpără și facem rafturi. Un medic la fel, un cercet. orice om poate vedea o oportunitate. Dar când e vorba de istorie, lași un pic nasul mai jos și zici, eu sunt cel care beneficiază de istorie. Nu istoria de mine. Da? Bun. Și atunci, de asta pot vorbi despre derizoriu în care țara asta se scaldă și nu merită țara asta, și nicio țară din lume nu merită derizoriu ăsta. Mergem mai departe la lumea politică. Ați văzut aseară scandalul cu ăia, cu Trump, cu Biden, cu nebunia de acolo, violențele. Patru morți. Și gândește că nu-i statistică. Patru morți. Cineva plânge după ei. Cineva e șocat acum să afle vestea că s a muri măta, sau tactu sau nu știu care, sau nu știu care, sau fratitul. Unde? Acolo la televizor când s a bătut aia cu jandarmii, cu Garda Națională, cu polițiștii, cu ce s-au fi bătut. Adică dacă trecem un pic de statistică o să vedem că sunt mult mai grave problemele decât ce vedem noi la televizor, și dacă ne enervăm, puf, am luat telecomanda și nu mai există conflictul. Au văzut și pe sediști chestia asta, și în loc să tragă învățăminte, să vadă că mutațiile astea din democrație ne pot afecta pe toți, o să și ei, tovarășa învățătoare, exact cum făceau pe vremuri. Uite, Iohannis și Câțu, nici ei n-au respectat rezultatul alegerilor. Este ca o invitație la revoltă. Adică pui ei cauza conflictului, presupusa cauza conflictului, dată de fostul președinte deja Trump, și o pui în România. Tu, partidul care a generat un 10 august rușinos pentru secolul 21, pentru uniunea europeană și pentru noi, în primul rând. că să mă crezi, mi-a fost rușine să mă uit cu fiul meu la televizor. În zilele alea. mi rușine să vorbesc cu fiul meu de ce a fost în 10 august. Îi spun doar, uite mă, asta e cioma roșie și mai documentează -te, mai crești. Ai 17 ani, n-are rost să-ți să-ți să torni plumb pe, pe, suflet vorbind despre astea. Doar să le înțelegi, te documentezi și ai grijă să nu se repete niciodată. Și vine vine Vin pesediștii și pur și simplu aruncă în spațiu public aceeași paradigmă a conflictului da? pe care ați văzut-o aseară, paradigma asta, pe posturile toate de știri. Aici ar trebui să. De fapt, cu pesediștii degeaba ar trebui să. Uite-te la Ciolacu și-o până la 37 de ani, la ce să priceapă? Uite la Olguța Vasilescu, ce să priceapă ăștia? Ăștia pur și simplu trebuie uh, ceva ca muștele. Nimeni nu, pricep, nimeni nu pricepe la ce folosesc. Bă, la ce folosește un PSD? A, socialdemocrația, da, folosește, există, este o ideologie. Dar sunt mult prea puțini socialdemocrați în PSD, față de hoardele de pesediști să dea. Și când zic să înțelegeți la ce mă refer. Bun. Toate chestiunile astea ar trebui puse într-o dezbatere. Dacă ai observat, nimeni n-a vorbit despre, despre nemernicia asta din comunicatul PSD de a aduce cauza conflictului din Statele Unite de o aduce pe străzile din București, presupune. Da? În momentul în care nu e stăpân pe ideologie, dar totuși îți faci un partid, tu nu mai ai ce căuta în politică. Dacă îi întrebi acum pe PSD și pe liberali, stai liniștit, și pe useriști și pe mai mulți, zim și mie câte ceva din nu știu, dăm niște definiții. Tu de ce ești social-democrat? Zim și mie, 10 social-democrați din interbelic. Să știi că nu, nu o să iai niciun răspuns. Zi niște liberali din interbelic, dar mai puțin Brătianu și ăștia alți că de învățat la școală. Dar zim să văd că totuși presupun că tu ești mult mai informat decât mine, că eu nu sunt PNL, tu ești în PNL. Da? La fel ar fi. Pentru că s-au făcut pe grupuri de primate pe grupuri de bere. Stăm la o bere și bă, soarele lor în ca și ne facem un partid. După pe grupuri de interese. Bă, ne-am făcut partid. Vezi că m-au căutat la să intru, să candidez, să facem, să dregem. Și după aia, pe grupuri de mari interese. Băieți, am ajuns în partid. Și acum ce facem? Și ajungem la, la, la concluzie. Facem niște agenții. Facem un stat paralel. Și statul paralel nu e al cu Coldea și cu Maior și cu ăștia. Facem un stat paralel în care înghesuim oameni care să trăiască din impozite și taxele ălora care nu fac parte din statul paralel. Și facem sinecuri. Păi facem agenția cu tare, institutul cu tare, încă o agenție, încă un institut și acolo ce băgăm? Păi bă, avem o grămadă de membri de partid. Bine, dar aia nu e o calitate. Da, mă, dar au lucrat. Dar spre pricepus? Păi nu spre pricepus, că o lipit afișe. Nu avem fabrică de lipit afișe. Nici agenție de lipit afișe. Atunci facem o mulțime de de agenții și le dăm și lor niște bani. Cât? Păi să fie acolo între 8 și 10.000, 12.000 de lei. Să trăiască și ei. Că dacă îi dai 10.000, dă și el 3-4.000 înapoi. Acum toate astea sper să se desfințeze. L-am văzut pe Năsui, cred că, dacă nu greșesc, care au venit și o zis, voi face public totul. Pentru că este un păienjeniș. Partidul, agenția și mogulul mass media în spate, care în cazul în care vine, nu știu care, -și ce vreau să, să de Sfințe sine cura, vine mogulul ce ce ai zis băiete? Păi te strag 24 din 24 la televizor, chelea de pe tine, băi, și te fac praf. Și atunci el zice, de ce să mă bat eu cu sistemul? Mai bine trăiesc și eu cum trăiește toată lumea. Lasă, bă, ce, a, popor. Bine, mă, popor. Țară, lasă că merge ea și fără mine. Ideea e să pun eu la țărișoara mea, aia de partid, un gard. Bă, dacă se poate de tablă. Oare mi-ajung 22 de tone? Hm. Vezi? Tot la Alexe am ajuns. De ce? Pentru că Alexe este adevăratul politician român. Țara nu contează. Să aveți sănătate.